Deci, bună ziua, copilașii mei! După cum vedeți, îmbrăcată bine. Da, aici se simte aerul rece, într-adevăr, dar nu ți intră în oase. În schimb, în Italia te îmbrăcai un pic mai subțire, dar ți intră în oase. Ok, astăzi vă prezint un vlog, să zic așa, un mini-vlog, cam cum sunt casele în Olanda. Eu am rămas un pic șocată, deoarece pe străzi sunt trotuarele foarte mari, deci ai cum să te plimbi. Chiar sunt și piste de biciclete de aici, după cum nu le văd, dar lumea mai merge chiar și pe aici. Casele sunt, au aceeași înălțime, nu vezi una un pic mai înaltă sau la case mă refer, da? Iar uitați și pe partea aia, vedeți, după cum vedeți. Și toate casele, imaginați-vă că sunt făcute din cărămidă. Cărămidă, orice ei fac cu cărămizi. Doar placajul de pe stradă, mai așa. Din păcate, sunt foarte multe biserici, din care una avem aici. Uitați câtă verdeață e, iar trotuar, străduță, da? Biserica o avem aici. Dar, din păcate, bisericile sunt închise, majoritatea. O presupun cu lockdown-ul ăsta sau carantina asta ce este. Uitați ce frumos. Deci casele astea, practic, sunt case, da? Chiar și magazine, nu prea vezi în alte, baruri, cam la aceeași înălțime. Uitați ce căsuțe frumoase aici. Și totul făcut din cărămidă, spațiul verde nu lipsește, după cum vedeți. Da? Deci la fiecare casă cât un spațiu verde. Foarte drăguț. Ok. Ei au foarte mulți termopan și ei vor să, chiar stând și în casă și la birouri, ei au sufrageria foarte luminoasă. Adică la ei să fie open space, ceva de genul, da? Și să aibă lumina, cât lumină naturală. La ei asta contează, să aibă lumină naturală. Ok. Hai că sunt bună de explicat. Ok. Îmi plac chestiile astea, numerele astea galbene, așa, știi? Parcă îți dau senzație că ești în afară. Uitați, aici la fel, este o casă. În casă foarte multă lumină. Și nu au probleme să se vadă. Adică ei țin deschis, nu acoperă bine, au și draperii. Dar nu au problemele astea ca lumea, dacă vede în interior, nu au, nu se feresc. Înțelegeți? Ok. Aici ajungem la un market. Până și marketul, vedeți, de joasă, e joasă așa clădirea, da? E super wow, nu știu cum să vă zic. Blocurile la fel, nu sunt blocuri înalte, după cum vedeți în fața mea sunt blocuri, sau ce știu eu, edificii, oficii, nu știu, apar n-am acolo, vedeți? Sunt foarte multe hoteluri și da, ce să zic, îmi place, e ok, dar în primul rând, uite, aici avem Sushi, orașul în care trăiesc, așa se cheamă orașul, Gelen, da? Sushi Grill. Deci acolo se mănâncă sushi. E drăguț că mănânci la vedere, vederea. Cum v-am spus, sunt foarte multe biciclete. Da? Așa. Unica chestie ce m-a șocat pe mine, ca trecerea de pietoni peste tot, dar staționări din astea, tip stop sau să dai precedență și astea, sunt altfel. Aici vorbim de școală auto, vă dați seama. Ok. Vedeți, mai sunt și blocuri, dar băi, știi ce m-a șocat? Că este curat, trotuare, strada este foarte diferită de ale noastre, chiar și de al Italiei, pentru că nu vezi gropi, vă jur. Nu există gropi aici, până și pista de bicicletă a făcut-o ca lumea. În schimb, în Italia zici că i-a pus de la de plastic, știi? Ca să mă dau de înțeles. Aici apăsăm pe butonel, se face imediat verde. După cum v-am zis, am traversat pista de bicicletă, uitați,
Aici se colindă foarte mult cu bicicletele, foarte mult, dar deci pe partea aia, pe colțul ăla avem hotel. Hotelurile până și aici sunt foarte micuțe. Nu știu acum în orașul ăsta, nu știu în alte orașe dacă sunt blocuri înalte și astea. Deci nu știu cum să vă explic. Eu m-am obișnuit să trăiesc între blocuri, să văd clădiri mari, să văd trafic de mașini și toate astea. Și dintr-o dată să vii să ajungi într-o țară ca asta, uitați căsuțele ce frumoase sunt, ca în America. Uite, bine, în America cam lipsește spațiu verde, dar uitați ce drăguțe sunt și cum v-am zis, totul din cărămidă. Chiar și asta e vopsită albă, dar e din cărămidă. Vedeți? Drăguțe, drăguțe foc. Și v-am spus, ei nu au probleme să, să aibă living-ul la vedere. Înțelegi? Unii se mai ascund, își mai pun jaluzele și astea, pe partea aia la altă la fel. Vedeți casele cam la aceeași înălțime. Uite ce se uită tipul ăla la mine. A, se uită, se uită. Da. Vedeți casele la rând, așa frumoase, tac, 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 la fel. Drăguț, da? Și credeți-mă că peste tot e cam așa. Adică în zona asta. Eu dacă voi ajunge și la Amsterdam și la așa, vă arăt și acolo, da? Ok? Piste de biciclete, cum v-am spus, nu lipsește. Trotuarul e, mi se pare, foarte wow. Credeți-mă că în Italia mă chinuia să merg pe trotuar. E foarte nașpa, cel puțin în zona aia mea. Dar na. Și uite așa. Suntem, hai să zic, într-un orășel mai mic. Dar cam peste tot sunt căsuțele astea, ei nu acceptă să clădească și uitați, verdură, verdeață, wow, foarte frumos. Mă simt ca în filmele alea, vedeți? Uite ce drăguț e aici. Vedeți? Frumos, așa, tac, tac. Ok. Ceva important să vă arăt, de exemplu, când se este un încrocio, un crocio, nu știu cum se zice, nu mai știu cum se zice în românește. De exemplu, după partea aia, după partea aia, în față, stânga, dreapta, vedeți cum au ei aici chestia asta, deci un pic la înălțime, așa, ca să poată să încetinească și pe partea aia la fel, înțelegeți? Adică ei vin cum ar veni după altă străduță, cei ce sunt pe strada principală au, au prioritate. Ați înțeles? Care e buba? Nice, nu? Nice, auzi. Deci e drăguț. Cred că ați cam înțeles cum, uite, femeia asta spală ușa, își spală căsuța, rezidenț, așa. E foarte mișto, mă, să știți că fiecare casă nu există să nu aibă grădină. Nu există o casă care să nu aibă grădină. Deci fiecare această căsuță are câte o grădină, spațiu verde în spatele casei. Ați înțeles? Na. Uitați, până și aici e o farmacie, după cum vedeți, la fel e micuță, e așa, chiar așa înaltă. Aici este magazin, la fel nu e înaltă. Deci, practic, aici e o frizerie și, practic, nu știu, în cartierul ăsta, cel puțin, ceea ce văd eu, nu sunt clădirile mari. Aici nu știu ce e, ceva de vizită, la fel. Deci aici e partea cu magazinele, dar vedeți? Cam aceeași chestie. Uite, vedeți vitrinele. Asta nu știu ce e, o pădreală. Na, cam aceeași. Până și la magazine se ține cont de chestiile astea. Deci pe străduța stau eu, pe străduța asta, am ajuns pe străduța mea. La fel, așa sunt casele. Da. Foarte frumos. Uite, grădina asta nu e prea îngrijită, dar na. După cum v-am spus, am și o biserică aproape de casă, dar din păcate este închis și așa de rău îmi pare. Doamne ajută, numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și puterea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toată lumea și să ne dea bucurii, fericire, sănătate.
să ne ferească de necazuri și de rele și de vrăși și de blesteme și de orice ține rău și văzute și nevăzute. Aici, după cum vedeți, cred că este Olias. Hai că nici nu știu, o berărie. O berărie, da? Ieri am văzut lumea pe aici, că stătea la bar și mâncau. Da? Și, na, e foarte, na, e toamnă și după cum vedeți, frunzele cad, dar ei imediat n-au treabă strâng. Ok, copilașii mei, până aici a fost tot, că mai acum ajung acasă. Vă fac câte puțin vloguri, nu vreau să fie vloguri de-astea lungi, ca să nu vă plictisiți. Uitați-vă bine pe ele ca să știți ce și cum este în Olanda, da? Ok? Vă pupă toată lumea, nu uitați de like în primul rând, da? Vățuca și pe data viitoare cu un alt vloguleț. Pucea!